Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot! Bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face o etalare pentru următoarele zile, 14-22 iunie, Zodia Taur, Luna sau Ascendent în Zodia Taur. Să vedem ce va fi în următoarele zile pentru dumneavoastră. Fiind o etalare generală, vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă invit să o faceți, nu vă costă nimic și în acest mod veți primi notificări cu videoclipurile pe care eu le voi distribui în etalările și în viitorul apropiat. Dacă doriți o etalare în privat cu mare drag de desubtul acestui videoclip, este adresa mea de mail unde îmi puteți scrie și vă voi răspunde. Haideți să vedem energia săptămânii pentru Zodia Taur. Dragii mei, văd că în următoarea săptămână, chakra a cincea, care este Arcanghelul Gabriel, văd că va trebui să comunicați, va trebui să... Unii dintre voi poate va trebui să vindecați chakra gâtului, poate aveți un disconfort la nivelul gâtului, poate vorbiți prea mult sau prea puțin. Există un dezechilibru aici pentru unii dintre voi, poate alții aveți probleme cu tiroida. Sau preferați să nu vorbiți pentru a nu dăuna, pentru a nu vă certa, pentru a nu aduce probleme în viața dumneavoastră și de acolo pot veni probleme în viitorul apropiat. Deci fiți foarte atenți în ce privește chakra gâtului. Pentru alții văd comunicări, comunicări de la drum, comunicări cu membrii familiei, văd acțiune, văd călătorii, drumuri de făcut. Unii dintre voi poate veți merge într-o călătorie, în vacanță. Văd acțiune în următoarea săptămână, drumuri de făcut, foarte multe lucruri de făcut, da? Acțiune și va trebui să țineți frâiele, părții feminine și cea masculină în propriile noastre mâini și văd determinare, ambiție și echilibru pe care va trebui să îl mențineți pentru a rezolva sau pentru a îmbuna aceste comunicări între noastre și ceilalți sau comunicările pe care va trebui să le faceți, că vreți, că nu vreți, să spunem așa. Cifra 39-17 are un rol important, zodia rac, gemeni, săgetător. Haideți să vedem tarotul pentru voi, dragii mei, pentru toți cei care s-au înscris, care mă urmăresc, pentru cei care mă susțin și au energie pozitivă. Ok, mulțumesc, foarte frumos pentru voi, dragii mei, au ieșit soarele cu provocări și sfide, într-adevăr, cu lupte, dar va trebui să vă faceți respectați. Oricum, aș dori întâi să scot cardurile și după aia voi aprofunda. Haideți să vedem Zodia Taur, mulțumesc! Zodia Taur, mulțumesc! Ok. Mulțumesc. Ok. Aici văd un 4 de bețe la baza pachetului. O persoană din trecut de la drum, văd că s-a terminat un ciclu, veți primi mesaje sau ați deja primit mesaje că cineva merge la drum sau în ce privește un avion, o călătorie. Foarte multe lucruri pe care le-ați terminat, un ciclu dificil care s-a terminat. Și 2 de bețe cu 4 de bețe, văd că e posibil să așteptați pe cineva de la distanță să vină acasă, să vă revedeți sau poate dumneavoastră doriți să mergeți acasă. Văd o petrecere, o reuniune cu cineva, o reușită, o satisfacție, o împlinire, un nou început, o împăcare, o bucurie, da? 7 de bețe. Cineva are de vorbit, de comunicat, de luptat, cineva dorește să ajungă aici sus, nu știu, poate doriți să mergeți în munți. Cu soarele îmi spune că veți avea parte de succes, de reușită și veți străluci, veți fi în centrul atenției. Familia poate avea un rol important, un copil poate avea un rol important, zodia leu, berbec, săgetător. Cu soarele aici unii dintre voi doriți să mergeți în mijlocul naturii. Văd că veți avea bucurie, optimism, entuziasm, succes, fericire, abundență, prosperitate. Da? Ceva va ieși la lumină, se va face lumină într-o situație. O clarificare, căldură, dragoste, da? Deci soarele foarte frumos și aici cu asul de bețe, cu asul de cupe, un nou început, oportunități, vești minunate, roadele muncii noastre încep să dea roade, intimitate, pasiune între noastră și un bărbat, un bărbat din familie poate avea un rol important, veți primi ajutor din partea acestui bărbat.
vezi comunicări de la drum, da? Că cineva poate veni de la drum sau veți merge dumneavoastră la drum, astfel de bețe, noi începuturi care vă va duce bucurie, satisfacție, împlinire, da, pasiune, cu astfel de cupe văd că vă va unge la suflet. Poate veți afla că sunteți însărcinată și că veți aduce pe lume un copil. Intuiție foarte multă, fericire, da, iubire. Dar cu nouăle de spade încă vă e frică că trecutul poate reveni în viața dumneavoastră. Vă faceți tot felul de gânduri și vă imaginați tot felul de scenarii negative care nu aveți de ce. Încercați să vă ajutați să nu vă gândiți la ce e mai rău, dar vă e frică că se poate ceva repeta care s-a mai repetat în trecut. Poate unii dintre voi nu reușiți să dormiți noaptea sau poate veți avea un coșmar, pur și simplu. Cu treiul de cupe, fericire și succes! Da? Unii dintre voi poate aveți frici în ce privește o relație de trio sau aveți frici în ce privește un examen, o reuniune, o petrecere, o invitație la un eveniment social, dar văd cu treiul de cupe că veți face parte dintr-un grup de oameni și veți petrece, vă veți bucura, vă veți simți bine. Da? Cu treiul de cupe chiar și poate veți afla că copilul dumneavoastră sau o persoană sau dumneavoastră că veți lua un examen sau veți fi invitați la un botez, la nuntă. Și cu regele de monede, aici Taur, Fecioară, Capricorn, dumneavoastră văd că veți avea parte de succes, vă veți axa mai mult pe partea materială, financiară, stabilitate, generozitate. Văd că veți avea parte de abundență, da? Veți sta pe acel tron pe care îl meritați și văd generozitate din partea noastră sau din partea prietenilor. Da? Deci veți avea parte de această abundență. Haideți să vedem ce vă transmite luna, da? Oracolul lunii pentru Zodia Taur, luna sau ascendent în Zodia Taur. Un mesaj din partea lunii pentru voi, dragii mei. Un moment al vindecării, deci te vei vindeca după acele situații neplăcute, stresante, grele, responsabilități. Doar că trebuie să practici meditația și contemplația. Să meditezi mai mult, să te relaxezi mai mult, să te rogi mai mult, de ce nu? Văd că te vei vindeca, va veni un moment al vindecării pentru tine și văd că abundența va veni în viața ta. Zodia Pești poate avea un rol important. Cifra 3, 1, 7. Această situație nu te va conduce nicăieri. Deci încearcă să nu te mai gândești la aceste gânduri toxice sau negative pentru că nu te va conduce nicăieri. Nici o parte, nici stânga, nici dreapta, nici nicăieri. Deci, cu alte cuvinte, îți faci doar rău. Să nu te încăpățânezi, să o ții pe a ta. Sau... Va fi o situație în următoarea săptămână în care nu te va conduce nicăieri și încearcă să fii prezent în viața de zi cu zi pentru a înțelege care e acea situație. Poate unii dintre voi chiar știți despre ce vorbesc. Munca grea de până acum începe să dea rezultate. Cum îți spuneam, începe să înflorească, da? Munca ta care ai făcut-o va da rezultate, vei avea acea abundență și ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care tu le aștepți, pe care tu le dorești în următoarea săptămână. Haideți să vedem care este scopul dumneavoastră în următoarea săptămână, Zodia Taur, luna sau ascendent în Zodia Taur, în următoarea săptămână. Mulțumesc! Văd că în următoarea săptămână energie vindecătoare. Văd că meditezi sau vei intra în legătură cu pranoterapia, energia Reiki sau cristale sau unii dintre voi aveți un talent spiritual și acest lucru este un scop din viața dumneavoastră. Ești un vindecător energetic, nu știu dacă știi sau poate dorești să faci un curs de genul, ești în stare să înveți pe cei mai tineri, să îi duci pe cei mai tineri, ești capabil să-i convingi pe persoanele mai tinere să învețe, le dai educație, să învețe, văd că ai acest talent pentru a ajuta persoanele cele mai tinere să facă acest lucru, a învăța, a studia, dar ești un maestru sau un profesor sau cu experiența ta, a vieții tale, știi să convingi, da?
Dar văd aici și că trebuie să te informezi mai bine. În ce anume? Haideți să cerem, să vedem în ce anume trebuie să te informezi tu mai bine. În ce privește sănătatea, poate faci analize, mergi la un medic, la un terapeut, trebuie să te informezi sau să aprofundezi, să cauți poate un tratament mai bun, da? Trebuie să ceri mai multe informații, să fii mai curios. Dar uite, dacă tu crezi cu adevărat, vor fi mari schimbări fericite în viața ta. Continuă tot așa. Continuă în acest mod, vezi, să comunici, să te informezi. Că dacă tu crezi cu adevărat sau simți, da, cu adevărat să-ți asculți intuiția, vor fi mari schimbări fericite pentru tine. Și să te informezi mai mult în ce privește sănătatea, da? Dar văd că va fi, în ce privește sănătatea, va fi o îmbunătățire pentru tine. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate!